Leșin e cu cul. Nu. Vai. Înainte să plecăm în vacanță, vreau de Crăciun să-ți fac o surpriză. Pentru că ești minunată și pentru că ai muncit foarte mult și pentru că ești extraordinară și pentru că, nu știu cum să spun. Și pentru că mă iubești mult și pentru că eu te iubesc. Haide, treci tu la volan și o să mergi pe unde zic eu, de acord? Da. Vrei să mă testez, să vezi cum conduc sau ce? Perfect, haide să vedem. Hei, hei. Ok, deci mă duc tot înainte. Tot înainte, o să fie o surpriză. Okay. Eu stau aici pentru că mă simt foarte confortabil ca pasagerul tău, pentru că tu conduci foarte bine. Am înțeles, vă mulțumesc, apreciez. Chiar conduci foarte bine. Mulțumesc. Păi, siguranța înainte de toate. Siguranța înainte de toate, primul lucru care l-am învățat și pe copii când urcă mașina, centura, indiferent că mergem 100 de metri sau că mergem pe distanță mai lungă. Dar astăzi mă gândeam să am o surpriză pentru iubita mea. Pentru că merită. Am fost cu minte. Da. Vine Moș Crăciun la mine. O să vedeți despre ce este vorba imediat. Să vedem. Deci unde mergem? Deci mai e foarte puțin și... Aici fac dreapta. Da, dreapta și imediat stânga, unde sunt aceste steaguri albastre. La prietenii de la Volvo. Da. Le facem o vizită, îi colindăm și le facem o vizită. Colindăm. Pentru că chiar vreau să am o surpriză pentru tine. Unde mă duc? Unde vreau eu? Înainte, haide să tragem undeva înainte. Hai să tragem undeva. Poți să parchezi aici sau o duc undeva? Poți să parchezi, uite aici. Poți să parchezi aici și să vedem despre ce poate fi vorba. Așa, nu știe. Bănuiește, cred. Schimbăm cauciucurile, iubire, pe bune. Adică chiar trebuie să schimbăm cauciucurile de iarnă. Asta era surpriză. Să vezi? Ana? M-a adus, cred că, să vă colind ceva. E pere cu echipă. Bună, ce faci? Și eu vreau să te îmbrățișez. Nu ne îmbrățișem? Ce se întâmplă? Eram cu ochii numai la Andra, cât e de frumoasă. Și cât e de bine. Ce frumos. Așa, ea mi-a făcut mai bine. Da. Ne-ai mai scutat. Bună ziua. S-au întâlnit fetele, stau de povești și eu le admir. Cum e mașina asta pe care o ai acum? Cum e mașina pe care o ai? Cea mai bună? E cea mai bună. Am zis că am venit să schimbăm, adevărul că trebuie dar să schimbăm cauciucurile. Dar ceva primează oamenii, adică da, ce? Să schimbăm cauciucurile de iarnă cu alea de vară sau de vară cu alea de iarnă, că nu mai știm cum vremea asta. Îmi schimbați mașina? Nu, ce? Da, uite, aveam un moș care a venit mai devreme pentru tine, că știa că pleci din București. Și a lăsat acolo ceva. Leșin e cu cul. Nu. Vai, vai de cap meu. Asta? Deci, uite care fudiță, are... Atât am avut de zis și pentru că ai condus foarte mult. Da, este un model care, ce crezi, pentru că mergi foarte mult prin țară, are și masaj în scaun. Și ce crezi că mai are? Camera aia 360. Deci e X90. Exact, este un X90 cu o baterie mai mare. Are autonomie mult mai mare, peste 70. Mergeți full electric. Deci... Asta și mi se pare foarte tare că pe lângă masajul deci în scaune are mai tare decât mașina pe care eu deja o aveam. Da. Există ceva mai tare. Și are Google... Are Google integrat cu totul. Adică... Maps, Voice Assistant, ce vrei tu? Îi spui mașinii Google Play, Andra, please? Opa! Am trecut la univers. Și la concerte, știi când te duci și pac, stai aici să nu se vadă, nu se vede? Perdeaua. Stai că trebuie să-i pun în funcție de înălțime, știi, trebuie să ajung la... Și acum ne ridicăm să vedem și botul mașinii. Vai, ce tare! Eu vreau să pornesc mașina, dar am nevoie de cheie. Hai să vedem. Prima dată, vehiculul este activ, ok? Taci. Ce
YouTube Music, Spotify, Tidal, merg direct din, din mașină. Ne și mai asta? Ca să preia comenzile de... Este sistemul audio, face parte din sistemul audio. Și ăsta e cald? E încălzit? Da, este încălzit. Deci asta e cea mai tare chestie. Ai auzit? Are încălzire în volan. Wow! Ți-am zis, m-am gândit... Eu oricum credeam că mașina mea e mai tare decât a ta, dar acum chiar e mai tare. Ce să fac, eu merg... E mai tare. Merge și mult încălzire în volan. Și ai văzut sistemul? Da. Sune, studio, scenă? Încăpere. Exact ce trebuie, să asculți muzică în mașină când mergi. Ca într-o sală de și ca într-un club de jazz. Asta este viitorul, sună foarte bine. Sună ce foarte e cel bine mai important? Mașina. Siguranță? Siguranță, da, asta întotdeauna am căutat. De asta mi s-a părut mașina ideală și pentru familia noastră și pentru mine ca și care și 7 locuri. Merg mereu în concerte prin țară și nu lipsește absolut nimic. 7 locuri, Google-ul, ultimul model de Google Assist. Masaje în scaune, vite masaje în scaune? Da, și adică, în pădure, în volan. Adică eu zic că de... e exact ce trebuie, nu? Da. Este, cred că, cel mai frumos cadou. Cel mai, știi că eu nu cer multe, dar când vine vorba de siguranță, și nu știam că există și mai, cum să zic, și mai... Un upgrade? Da, la mașina pe care eu aveam deja. Dacă acum câțiva ani nu știam ce înseamnă Volvo, acum de când am intrat în, cum să zic, cu familia în ceea ce înseamnă mașină Volvo ca și siguranță și toate opțiunile pe care ți le poate oferi, nu știu dacă mai plecăm din zona asta de siguranță, pentru că n-ai cum, dacă ți-e bine aici, n-ai cum să pleci. Ideea e că Andra are un XC90, eu am un XC60, dar când vine vorba de tot ce înseamnă așa fiabilitate și să te simți bine în trafic și în siguranță, clar. Mașina mea e mai tare, că e mai mare, că e mai... Aici puteți să opriți filmarea, vă rugăm, da. Ok, perfect. Mulțumesc, moșule, mulțumesc! Vai de capul meu!